Salut, sunt Petru de Hilerin, vocea lui Donatello din Testoasele Ninja, Haosul Mutanților. Am fost ales pentru acest film pentru că am vocea destul de asemănătoare și pot să zic că am stat circa 10 ore la cele 200 de replici pe care le-am avut în film. Am avut emoții și am realizat abia pe la final că este film de cinema. Abia aștept să-l văd. E un film foarte bine animat și pur și simplu merită vizionat. Ai fost fan Testoasele Ninja? Da, de când eram mic. Vedeam pe Nickelodeon, am impresia, în Testoasele Ninja, ăla mai vechi, și eram mare fan. Am avut un sentiment nostalgic, cum ar fi, dar oricum m-am simțit foarte bine cât am dublat și na, am fost foarte fericit. Cum este Donatello? Cum îl vezi în acest film față de Testoasele din serial, ca să spun așa? Mai papă lapte, sincer, dar asta îi dă o nuanță foarte bine transmisă și din câte am înțeles, în engleză, actorii care au dublat în engleză și-au ales cumva limbajul din Anglia și cumva din America pe care îl foloseau. Deci ei au avut liber să zică ce voiau ei și după să fie corectați, dar destul de rar. Și am încercat și noi să băgăm asta în acest film. Ok. Să înțeleg că a fost o experiență foarte simpatică. Foarte, foarte simpatică. Ok. Ce le recomanzi celor care vor veni în acest weekend să vadă filmul la cinema? Să-și iau ochelari 3D.